Astăzi este considerată cea mai deprimantă zi a anului. Potrivit unui psiholog britanic, cea de-a treia zi de luni a anului ar fi cea mai deprimantă, numită și Blue Monday. La această concluzie a ajuns după ce a creat o formulă matematică pentru a identifica cele mai dificile momente ale anului. Pentru a calcula cea mai deprimantă zi din an, psihologul a creat o formulă matematică elaborată. Acesta a luat în considerare condițiile meteorologice, sărbătorile de iarnă, datoriile cumulate, eșecurile, nivelul motivațional, precum și necesitatea de a acționa. În această perioadă, oamenii manifestă o stare de tristețe, inactivitate și consumă carbohidrați în exces. La polul opus, în 2016, potrivit acelorași specialiști, a fost calculată cea mai fericită zi a anului. Aceasta corespunde date de 17 iunie, a treia zi de vineri din luna respectivă. Un studiu arată că persoanele care stau lângă fereastră sau care ies la plimbare pot scăpa mai ușor de starea de depresie din această perioadă a anului. De asemenea, experții recomandă sporturile specifice iernii sau, dacă Vremea este mult prea friguroasă, exercițiile la sală. Specialiștii români nu ezită, totuși, să-i contrazică pe cei britanici. Țările vorbitoare de limbă engleză au hotărât la nivel mondial că această zi reprezintă vârful de energie negativă din punct de vedere al depresiei. Numai că noi suntem vorbitori de limbă română, nu de limbă engleză. Drept pentru care nu putem să mergem pe ideea de un nou import. Exact ca și sărbătorile de Halloween.